La cetate ajungi ușor. Din stațiunea Mamaia mergi spre nord. Năvodari, Corbu, Săcele, apoi dreapta către Histria. Drumul de la Năvodar la Tulcea este presărat cu terenuri întinse cultivate cu rapiță. Aceste flori galbene, din semințele cărora se face ulei comestibil, margarină, dar este folosit și pentru carburanții cu biodiesel. Mai mult, locul este excelent pentru turiștii care vor să facă fotografii. Mergem un kilometru pe un drum străjuit de plopi și, în sfârșit, vedem zidurile groase și coloanele vechi de mii de ani. Am ajuns în locul în care civilizația a prins rădăcini înaintea timpurilor. Histria a fost fondată de grecii ionieni veniți din sud-vestul Asiei Mici, din metropola Milet, în a doua jumătate a secolului 7 înainte de Hristos. Negustorii și navigatorii greci și-au dat seama că relațiile comerciale cu getodacii din aceste locuri erau extrem de avantajoase, așa că s-au hotărât să ridice cetatea pe țărmul golfului numit pe atunci Halmiris. Specialiștii au considerat că Histria este cel mai vechi oraș de pe actualul teritoriu românesc. Totodată, Histria este cea mai veche colonie din vestul Pontului. Localnicii ofereau miere, rășine, grâne, pește sau piei de animale. În schimb, erau încântați de mirodeniile, podoabele sau vinurile pe care le primeau de la negustorii greci. Locuitorii cetății Histria aveau ca ocupații principale pescuitul, agricultura, comerțul pe Marea Neagră și activitățile artizanale. Fiecare familie locuia într-o casă care avea maxim 3 camere. Cel care a identificat cetatea a fost un francez, pe numele său Ernest de Jardin, care pe la 1868 a luat Dobrogea la picior în căutarea istoriei. Din Babadac pleacă într-un car tras de doi boi, parcurge 40 de kilometri și ajunge pe țărmul lacului Venet, acolo unde a văzut la suprafața acestui sit câteva fragmente arhitectonice și resturile unor vestigii arheologice foarte importante. Săpăturile arheologice au scos la iveală vestigii remarcabile. Templul lui Zeus și templul Afroditei sau bazilici rar întâlnite în Europa. Orașul a cunoscut o dezvoltare neîntreruptă timp de 1300 de ani, începând din perioada greacă până în epoca romano-bizantină. Istoricii presupun că Histria se întindea cam pe 66 de hectare și era locuită de 25-30 de mii de oameni. Aici era sala de gimnastică, iar un pic mai încolo se făcea masaj. În spate era sauna, iar în partea cealaltă era locul în care se făcea baie caldă. În spate se afla sala cu apă rece. Histrienii știau să se relaxeze. Orașul a devenit o forță economică, nu însă și una militară. Astfel că atacurile violente și repetate ale goților i-au făcut pe locuitorii să restrângă zona locuibilă. Cu timpul, oamenii au abandonat cetatea. Locul acesta este cel mai înalt punct de observare a cetății Histria. De aici se vede foarte bine atât structura vechiului oraș, cât și mobilele funerare unde erau înmormântați localnicii.